Bună ziua, bun găsit la Lux Sport Live, sunt Gealina Iacob. Este sfârșit de săptămână și astăzi ne-am gândit să venim în casele dumneavoastră cu o poveste de viață, o poveste care ne interesează pe toți, mai ales pe fanii dinamoviști. Astăzi în studio am prezentă pe Ioana Neunweiler, fica fostului mare fotbalist Nelu Neunweiler. Bună ziua, doamne, bine ați venit pe la noi. Bună ziua, bine v-am găsit. O să ne tutuim pentru că așa am stabilit, mai ales că avem astăzi o oră de petrecut împreună și o să aflăm cu toții povești, poate unele știute, altele neștiute din viața dumneavoastră. Vreau să vă întreb dacă vă uitați la handbal. Vă place? Da. Nu tot timpul, când am timp, da, mă uit. Bun, noi vrem să începem această emisiune cu declarațiile care au fost făcute aseară după partida dintre România și Germania de la campionatul european de handbal feminin din Danemarca. Din păcate, echipa noastră a pierdut. Haideți să vedem ce a spus în primul rând antrenorul Bogdan Burcea. Au fost foarte multe lucruri care nu au funcționat. A fost un debut nefericit, însă faptul că am avut puterea să revenim în joc în partea a doua, jumătatea reprizei a doua, iar în momentele cheie din jumătatea reprizei a doua nu am reușit să gestionăm singura sincopă din repriza a doua, a fost pe circulația extremă. Dacă va fi cazul și este sănătoasă, o așteptăm cu drag. E o jucătoare care ne poate ajuta. Da, această declarație a Crinei Pintea vis-a-vis de posibila ei prezență în Danemarca atunci când se va termina cu COVID-ul din viața ei, să spunem așa, mai precis pe 11 decembrie, a fost făcut ieri aici în studioul Lux Sport Live. Am avut-o pe Crina Pintea prin telefon. De cealaltă parte, ne spunea antrenorul ei de la CSM București, Adi Vasile, prezent și el aici în studio la noi, că este destul de greu ca după ce prezența unui virus a fost depistată în organismul unui om, e destul de greu să revină la efort. Și asta e în primul rând greu pentru o persoană care nu face sport de performanță, dar rămite pentru un sportiv de performanță. Așa că noi sperăm să o vedem pe Crina Pintea în cazul în care România ajunge în fazele superioare prezentă la campionatul european, însă depinde foarte mult și de corpul ei, așa cum spunea Adi Vasile, și cât de repede se va recupera după ce practic două săptămâni stă în camera sau a stat în camera de hotel, că acolo a prins-o acel test pozitiv pe Crina, se pregătea să meargă cu naționala în Danemarca și a fost depistată pozitiv în timp ce era cazată cu naționala României într-un hotel din București. Haideți să vedem ce a spus și Iulia Dumanska după partida de aseară, să ne reamintim faptul că Iulia Dumanska a avut un procentaj foarte bun în poartă pentru România, din păcate nu a fost suficient. Apărarea, fetele m-au ajutat foarte mult în apărare. Este foarte important să am ajutorul lor, pentru că suntem o echipă și trebuie să ne ajutăm una pe cealaltă. Ca portar trebuie să fii mental foarte, foarte puternică. Atunci când iau un gol, încerc să nu mă supăr pe mine că am luat acest gol. Încerc să mă încurajez singură și să mă focusez pe următoarea aruncare. Ne-a lipsit Crina, care este jucătoare de bază în apărare și în atac. Ne vom vedea și mâine în studioul dedicat campionatului european de handbal, începând cu ora 16:30, să prefațăm partida dintre România și Polonia, până la urmă un meci decisiv pentru echipa noastră la campionatul european din Danemarca. Aceea și Adi Vasile și Bogdan Voina vor fi alături de mine. Nu uitați, mâine de la ora 16:30 ne vedem din nou. Am revenit în studio, haideți să începem poveștile, Ioana. Cum a fost să faci parte dintr-o familie cu un nume atât de important și atât de mare pentru țara noastră? Pentru mine a fost o onoare și o bucurie. Este minunat să ai atâția oameni minunați pe lângă tine, care ai ce învăța de la ei, ai
o anumită educație, un anumit stil de viață minunat. Povestește un pic cum a fost copilăria ta în familia Neunweiler. O copilărie, zic eu, și fără lipsă de modestie, pe care mulți copii cred că și-ar fi dorit să o aibă. Mergeam cu tata în cantonamente, la antrenament, la meciuri. O copilărie frumoasă. Practic, Nelu, Lică și Radu au fost printre cei mai cunoscuți din familia Neunweiler. Cu toții au fost 7 frați, nu? Da. Da. 7 frați, 6 dintre ei au urmat această cale a sportului de performanță, mai precis fotbalul, și celălalt, Constantin, nu a făcut sport de performanță, nu? Nu a făcut sport de performanță, dar a făcut și el box. Dar nu a fost, l-a chemat Neunweiler. Da. Oricum este un nume care îți pune totul, adică n-auzi Neunweiler, ai legătură cu fotbaliștii? Nu s-a întâmplat? Ba da, mereu mi se întâmplă. Ești rudă, ești nepoata, ești fata. Da, mi se întâmplă foarte des. Da, corect. Știm că domnul Nelu Neunweiler nu mai este printre noi din anul 2015. Au trecut 5 ani de atunci. Cu ce amintiri ai rămas tu de la dânsul? Ce valori ți-a dat el tir? Onestitatea, cinstea, modestia, corectitudinea. Cum erai când erai mică? Mergeai la meciurile dânsului? Cum trăiai toate acele momente? Da, mergeam. La cele mai multe meciuri, da, mergeam cu el. Și pentru că îți spunea dânsul, Ioana, hai, trebuie să mergi acolo la... Nu, dar și mie îmi plăcea. Și mie îmi plăcea și mai ales îmi plăcea să stau cu el acolo, pe banca de rezervă, să simt emoția și... Aveai voie? Sau te referi în timpul... Ah. Mai aveam. Se acceptau. Nu tot timpul, bineînțeles. Vedem această casă în imagine, este casa de la Albota? Da, da. De la Pitești, nu? Da. Unde s-a retras dânsul... Da, în 2007 s-a retras din fotbal și a vrut să fie mai liniștit, să plece din aglomerația din București. Și el aici se simțea cel mai bine. Aici era oaza lui de liniște. Când vrea să se recreeze după meciuri, acolo mergea. Era... Și ne-am mutat acolo. Și acolo stăm. Adică tu, asta e casa în care tu locuiești în acest moment, nu? Da. Acolo stăm, adică cine? Tu și mai cine? Eu, fata, mama și actualul soț. A, sunteți toți acolo, o familie mare. Da. Fata ta... Face și ea sport? Nu. Câți ani are? Denisa, da? Da, Denis. Nu face. A făcut tenis, not, dar pentru ea, nu de performanță. Da. Bine, dacă era băiat, era altceva. Probabil. Probabil, da. Cum a fost relația între tine și restul membrilor familiei Neunweiler? Frumoasă, o relație normală. Sigur că în privat erau unchii mei, nu Lică Neunweiler sau Radu Neunweiler. Apropiată. Cu Radu mai puțin, pentru că el este plecat în Elveția, este stabilit acolo din 80 și ne-am văzut destul de rar. Dar până am plecat din București am avut o relație, ne vizitam. Era o diferență, nu știu cum să spun, între familia Neunweiler pe teren, membrii familiei Neunweiler pe teren și prezența lor în familie? Da, era o diferență, pentru că ei în teren erau foarte agresivi, foarte răi, de aceea și denumirea de câinii roșii, pe când acasă, nu, acasă era cu totul și cu totul altceva. Deci când veneau acasă, lăsau la o parte pe teren furia și... Într-un fel, cred că este fascinant să vezi asta la un om, să-l vezi cum el pe teren este într-un fel și acasă e în alt fel, pentru că îți dă impresia, e actor sau ce face? Adică cum se poate mula pe tot felul de situații diferite din viață și nu e la fel. Da, așa este. Acasă, tata era un om normal, ca
toată lumea. Pe teren, nu. Pe teren se schimba. Și eu nu am prins perioada lui de fotbalist. Vorbesc mai mult când era antrenor. Acolo am prins eu cel mai mult. Era cu totul și cu totul mai sever, mai... Se impună disciplină, jucătorii trebuiau să fie, așa cum spune el. Acasă era altfel. Știi cum e faptul că tu ești femeie și ai fost fetița lui? Cu siguranță cred că avea și momente în care spunea să nu cumva să te prind cu vreun fotbalist. Da. Da, da, da. Da, așa este. Au fost... A zis clar nu. Serios? Da. Dar de ce oare? Nu știu, nu mi-am permis să-l întreb niciodată. Dar dacă el a zis nu, a fost nu. Și că te gândești, ori se comporta așa pentru că ai fi putut avea o relație, o căsnicie cu cineva fotbalist și apoi să te desparți și să, nu știu, suntem noi, nu vreau să mi se aude vorbe sau ceva de genul acesta, sau poate că știa că fotbaliștii, eu știu, nu sunt cei mai fideli bărbați într-o căsnicie. Nu, nu cred că la asta se gândea, dar... El era mai sever, nu accepta, cum ai spus, de infidelitate. Nu, el chiar și pe jucătorii lui tot timpul învăța. Cei care erau familii și care aveau familie la timpul respectiv. Casa e casă, familia e familie, nu... Și dânsul așa a fost? Un da. Om care a ținut la da, familie, da, un familist convins. Pentru el familia era pe primul loc, nu... N-am auzit niciodată, n-au fost discuții cum se aude acum, da, exact. Cu despărțiri, cu... nu. Și niciunul din frați, adică toți au fost familiști convinși. Da, asta și urma să te întreb dacă s-a păstrat treaba asta în familie sau era o diferență între frații, unul era într-un fel, celălalt în alt fel? Nu, nu. Toți la fel de familiști, nu au fost niciunii. Să aibă probleme cu divorțuri, cu... Bine, e probabil că erau și alte vremuri atunci în care divorțul era așa, probabil unul dintr-o sută de oameni divorța. Probabil, da, și alte timpuri și probabil că nu erau nici tehnologia cum este acum. Și să... Dar aveau altă viziune asupra vieții. Adică ei dacă, bun, mă căsătoresc, dar mă căsătoresc pentru toată viața, nu să divorțez, nu... Da, exact. Da, aveam altă... Și asta ne-a impus-o, cred eu, și nouă copiilor. Adică nu... Era foarte... Nu îi plăcea ca o femeie să fie extravagantă, să... Iasă în evidență. Să iasă în evidență decât prin naturalețe și modestie. Nu cu unghii false, nu... Așa a fost... Așa a fost el. Așa au fost toți frații, nu numai el. Toți au fost mai... Cei care au avut fete. Cei care au băieți, ei au mai fost liniștiți. Mai liniștiți. Avem și un prim telefon în această după-amiază. Domnul Ion Marin este alături de noi. Bună ziua, bun găsit! Avem... Bună ziua, mulțumesc de telefon! Cu mare drag! Avem alături de noi pe Ioana Neunweiler. Bănuiesc că vă știți și personal, nu? Bineînțeles, da. Bună, Ioana! Bună, bună! Ce amintiri aveți, domnule Ion Marin, cu familia Neunweiler? Cred că sunt multe, dar așa, ce se poate selecta? Păi avem, nu numai eu, toată generația mea, avem foarte multe amintiri cu familia Neunweiler, pentru că ne-am lovit de dânsii, și bine că ne-am lovit, în ghilimele, pentru că domnul Nelu Neunweiler, domnul Lică Neunweiler, de exemplu, au participat foarte mult la promovarea, selecția și promovarea noastră. Pot numi un Augustin, un Vrânceanu, un Lucuță, un Pustov și așa mai departe. O generație întreagă. Ne-au fost după aceea antrenori. Am jucat foarte mult timp cu Radu Neunweiler. Ceea ce putem să vă spunem este că o familie de o calitate deosebită,
niște oameni foarte corecți și noi nu putem decât să le mulțumim acum, le-am mulțumit și atunci, să regretăm că unii dintre ei au dispărut, pentru că de oameni de asemenea calitate avem nevoie în continuare în sport. Dacă ar fi fost acum frații Neunweiler la Dinamo, cum ar fi fost? Vă imaginați? Dacă ar fi fost frații Neunweiler la Dinamo și noi jucători, în niciun caz nu eram în situația asta. Cu siguranță nu eram în situația asta. Din păcate, acum suntem într-o situație groaznică. Să sperăm că se vor găsi soluții, nu știu. Credeți că ar fi acceptat, să spunem, frații Neunweiler să aibă acești finanțatori spanioli și să fi creat toată situația asta la Dinamo? Dacă depindea numai de ei sau depindea numai de noi, cu siguranță că nu se accepta lucrul acesta. Dar, din păcate, trăim niște vremuri în care nu depinde totul de noi sau de acordul nostru. Da, corect. Dumneavoastră, cum vedeți tot ceea ce s-a întâmplat la Dinamo? Am văzut că Contra a plecat, au plecat și jucătorii, până la urmă el a spus că dacă nu primește salariul pleacă și chiar a plecat. Lucrurile sunt foarte încurcate, domnișoară. Foarte încurcate pentru că, în primul rând, nu facem față pe plan financiar. S-au luat niște angajamente care n-au fost respectate. S-au făcut niște transferuri de jucători foarte scumpi, pe bani foarte mulți, și care nu sunt plătiți. Antrenorul n-a fost plătit și a fost mințit. Deci sunt concluziile noastre, sunt triste, suntem într-un pericol foarte mare, pentru că dacă acești oameni nu își vor rezolva problemele astea financiare ale lor și să vină cu banii care să plătească oamenii din club, să plătească jucătorii, să plătească antrenorii. Deci tot clubul nu este plătit de 3 luni, de 4 luni. Deci este o situație foarte, foarte groaznică. În situația asta nu sunt soluții decât infuzie de capital. Dar cine s-o facă? Cine s-o facă? Pentru că sunt discuții în cadrul clubului, domnule, ok, nu vor să aducă banii, nu vor să plătească, dar atunci măcar să se retragă, poate găsim pe altcineva. Dar legitim se ridică întrebarea, vor să vândă acțiunile, vor să le cedeze sau nu? Că nici asta nu știm. Deci suntem într-o situație într-adevăr dezastroasă. Credeți că era mai bine să-i fi lăsat pe suporteri să facă ei acea strângere de fonduri pentru a ajuta echipa? Că până la urmă au reușit inclusiv să le plătească salariile jucătorilor, ceea ce mie mi se pare wow pentru țara noastră. Mai știm că se... Domnișoară, suporterii merită aplauze. Suporterii merită toate laudele noastre și le mulțumim pentru sprijinul acordat. Dar gândiți-vă că lună de lună trebuie să verși niște bani, să acoperi salarii și așa mai departe, organizări de meciuri, deplasări și toate celelalte. Nu cred că numai suporterii pot face față situației financiare. Nu cred, nu e forța necesară, e nevoie de bani mulți. Ori ei au strâns un 500 de mii, un 600 de mii, au mai strâns acum iar ceva, dar aici noi discutăm de un buget care, fără să ți-l impui pentru o mare performanță, să zicem numai existențial, să rămâi în Liga 1, discutăm de un buget de 3, 4, 5 milioane. Ori ăștia sunt bani mulți. Sunt bani mulți pe care nu-i găsești așa de ușor. Iar eu nu cred că numai suporterii au forța necesară. Un parteneriat suporter și cu alți oameni, cred că am putea să facem față. Dar dumneavoastră ați avut cumva vreo discuție cu acest patron spaniol la un moment dat? Am avut, de două ori m-am întâlnit cu ei,
au fost niște discuții, au fost niște tatonări, tot promiteau că o să se rezolve comisie tehnică în cadrul clubului, care să preia niște frâie, să ajute la organizare, la conducere, la depistare de talente și așa mai departe. De unde? Numai, au fost numai vorbe și aici ne-am oprit. Dar dumneavoastră ați simțit vreun moment că ei vorbesc în gol așa? Sau nu vă dădea impresia asta? N-am putut, pentru că eu am stat foarte puțin printre ei. M-am întâlnit de două ori cu ei și i-am mai văzut de două ori la niște meciuri când am fost invitat. Dar în rest n-am avut discuții, să spun, aprofundate pe temele astea. Deci n-aveam cum să-i simt. Ceilalți din cadrul clubului, dacă au simțit, dacă în ghilimele i-au mirosit într-un fel că trișează. Dar nu mai trebuie să-i miroși, pentru că au trișat. Dovada este că suntem într-o situație groaznică și dacă nu se intervine rapid, nu știu ce se mai poate întâmpla. Cel mai mare rău, probabil, să intrăm în faliment. Îl vedeți pe domnul Mulțescu întorcându-se din nou la Dinamo? Păi depinde unde se întoarce, domnișoară, că eu nu cred că Gigi sau oricare dintre noi ne-am întoarce în cadrul clubului Dinamo cu acești oameni la conducere. Da, corect. Nu știu, dacă ar pleca. Bun, dacă ar pleca, cu toții suntem dispuși să ajutăm, chiar fără să avem contracte, chiar fără să fim plătiți. Serios? Dar, da, de ce? Nu glumesc în niciun fel, domnișoară, pentru că e Dinamo. Ori în Dinamo noi am crescut. Gândiți-vă că tinerețea noastră aici a fost. Deci nu putem renunța la ajuta clubul Dinamo, chiar dacă nu avem contracte. Putem să muncim și fără contracte, fără să câștigăm bani. Ce noroc de oameni buni are acest club și la suporteri și la fostele glorii. Bravo, felicitări. Nu mă așteptam la asta. Adică mi se pare un gest foarte frumos din partea dumneavoastră și ce lucru care ați vrea să faceți acest gest. Nu sunt singurul, domnișoară. Suntem mulți care vrem să punem umărul pentru redresarea clubului Dinamo. Din păcate nu avem forța financiară să putem contribui și financiar cu niște sume foarte mari ca să le echilibrăm clubul. Dar în rest, pentru muncă nu se dă nimeni la o parte, să știți, fără să vizăm câștigurile personale. Bun, domnule Ion Marin, vă mulțumim mult de tot, să aveți mult succes în demersul dumneavoastră și poate și pe viitor poate vă așteptăm aici în studio. Vă mulțumesc cu multă plăcere, la revedere, Ioana, sănătate mult! Mulțumesc la fel și vouă! Mulțumim mult de tot. Ioana, luăm o pauză de publicitate și apoi revenim în studio. În studio, Ioana Neunweiler este astăzi alături de mine, fiica fostului dinamovist, fostului câine roșu, Nelu Neunweiler. Ioana, discutam în pauza de publicitate un subiect pe care eu, de exemplu, în prima parte a emisiunii l-am considerat un pic sensibil, nu pentru mine, bine, s-a dovedit a fi și pentru mine pentru că mi-au dat un pic lacrimile, dar în primul rând pentru Ioana. Ioana Neunweiler este înfiată, a fost înfiată la vârsta de un an și nu că se mândrește cu lucrul ăsta, doar că ea nu are absolut nicio problemă și că recunoaște acest lucru și chiar se mândrește cu faptul că familia Neunweiler a ales-o pe ea atunci când a fost lăsată în spital de familia biologică și a crescut într-o familie cu așa nume. Ioana, bravo ție, felicitări ție pentru că ai o asemenea gândire și că ai reușit să te adaptezi la noua ta familie de la o vârstă foarte mică. Eu am considerat-o familia mea. Nu. Deci, pentru mine ei sunt părinții mei, nu există alți părinți, nu există... Și sunt mândră că aici este unchiul meu, cu verișoara, Lică, nu Weiler. Dar tu, de exemplu, când ai primit vestea că nu ești fata dânsului biologică?
Undeva pe la 19-20 de ani. Și nu de la părinți, ai aflat-o întâmplător? Nu, am aflat întâmplător. N-a fost... am avut așa, am fost un pic surprinsă, dar... nu... n-am făcut din asta un... pentru ei, pentru mine ei sunt părinții mei și... părinți mai buni nu putea să-mi dea Dumnezeu. De multe ori se spune că e bine să-i spui copilului că este înfiat la o vârstă mai mică pentru ca el să crească cu această idee și să nu trăiască un șoc atunci când are o vârstă mai înaintată, să spunem. La tine a fost vorba de un șoc? Nu. Pur și simplu ai aflat, ok, tu nu ești... Da, am aflat, am întrebat, este adevărat, mi s-a zis, da, dar ești a noastră. Și m-au iubit, eu tot timpul am spus că și dacă... le-ar fi dat Dumnezeu să aibă copilul lor, nu știu dacă l-ar fi iubit cât m-au iubit pe mine, mai ales tata. Deci eu, pentru ei, eu am fost sufletul lor și nu cred că... am spus-o mereu. Nu. N-am avut niciun șoc. Am fost mirat, am fost surprinsă, normal. Nu a picat tocmai ok, dar... tot ei sunt părinții mei și mereu o să mulțumesc Dumnezeu că m-au ales pe mine. Că șanse, știi cum e, să fii înfiat sunt foarte mici. Mai ales la noi în țară, durează birocrația. Exact. Și să mai ai și norocul să fii înfiată de familia Nunweiler, eu zic că ce-i mai poți cere Dumnezeu? Mai mult. O fac să plâng. Tu ți-ai cunoscut părinții tăi biologici? Nu. Și nici nu vrei asta? Nu. De ce? Nu simt nevoia să cunosc. Nu, eu nici nu întreb, nici nu i-am întrebat pe ai mei, dar cine sunt, dar de ce? Nu, nu sunt curioasă, nu vreau. Nelu și Mioara Nunweiler sunt părinții mei și alții nu există, alți părinți. Da, poate că nici nu ai simțit că ai aparții, că, nu știu, că familia în care tu ai fost te-a tratat cu jumătate de măsură astfel încât să cauți cealaltă jumătate să te umpli din altă parte. Niciodată, păi tocmai ce-ți spuneam mai devreme, că și dacă Dumnezeu le-ar fi dat copilul lor natural, nu cred că l-ar fi iubit ca pe mine. Da, asta e fost plină de iubirea lor. Da. Și eu am fost centrul universului lor. Și acum al mamei. Că dacă nu mai e tata, a rămas mama. Deci nu. Ți-au spus, Ioana, de ce te-au ales? Adică, ok, erai un copil micuț acolo, nu putea să-ți dea seama, stai că seamănă cu tine, Mioara, stai că seamănă cu tine, Nelule, hai să vedem ce facem, să o luăm pe asta mică. Ți-au spus exact ce sentiment au avut în momentul în care te-au ales pe tine, Ioana? Din ce am înțeles de la mama, din respect față de ei, eu nu am pus prea multe întrebări referitor la acest subiect. Dar am înțeles că acolo, în spital, erau mai mulți copii și băieți. Așa, și eu eram singura blonduță, cu părul creț și cumva aș fi întins brațele și aș fi zis tata la tata. Și atunci tata ar zis, asta-i fiimea, pe asta o luăm. Că am zis tata sau am zis ceva pe limba mea, cum sunt copiii la aproape un an. Și am întins brațele spre el, am stat, gata. Și așa a vrut Dumnezeu. Da, mai rar asta. Și tu la rândul tău ai o, acum o fată, o fetiță, da. Și ție ți-au dat lacrimile? Plângem amândouă aici, ca la surprize. Și tu ai la rândul tău o fată. Da. Cum o tratezi tu? Adică ai simțit că e nevoie să-i dai un plus față din ce n-ai avut tu? Deși mi-ai spus că ai primit o groază de iubire, dar te-ai simțit un pic ciudat că ai dat naștere unei fete? Nu. La rândul tău? Nu, nu? Nu. Avem o relație, eu cu fata suntem ca două surori. Eu am impresia că e sora mea mai mică. Dar nu, suntem... De aceeași iubire s-a bucurat și ea, de care m-am bucurat și eu din partea părinților mei, mai ales la tata.
oarecum așa, de când a apărut fata, eu cam venisem pe locul 2, că ea era centru, fiind cea mai mică, normal, ea era răsfățata casei, dar am crescut amândouă ca fiind copiii lor. Și de-aia spun că de multe ori am senzația că fata e sora mea mai mică, am crescut... Da, uite, pentru că tot a venit vorba de fata ta, o să o vedem și pe ea în materialul următor. Ioana a fost și a vizitat stadionul echipei Dinamo, să-și aducă și aminte de tot ceea ce a trăit atunci când era copilă, adolescentă. Au fost acolo colegii mei, Răzvan Ionașcu și Adi Glodeanu, să filmeze, iar reportajul este montat de colegul meu, Andrei Hristu. Haideți să-l urmărim. Se face pielea de găină. Am revenit în studio. Ioana, cum a fost vizita pe stadionul echipei Dinamo? Emoționantă, foarte emoționantă. Cum trăiai tu meciurile când erai mică acolo? Exact cum am spus și în material, emoțiile lui mi le transmitea și mie. La vârste micuțe, 5-6 ani, 7 ani, nu eram chiar atât de conștientă de importanța meciului sau, dar văzându-mi pe el nervos pe banca de rezervă, îmi transmitea și mie și normal că îmi doream și țineam pumnii să câștige, să fie ok. Ce fată frumoasă ai! Mulțumesc frumos! E foarte frumoasă și mare. Ați crescut împreună, păi la ce vârstă ai născut-o? 22 de ani, nu împlinise în 23, da. Chiar ați crescut împreună? Da. Super! Sunteți, ea e și a dinamovistă în continuare, da, tu normal. Ești, da. E de la sine înțeles. Da. Doar că ceea ce se întâmplă acum la Dinamo nu e de bună. Cum ți se pare situația asta? Cum o percepi? Vreau să cred că este o perioadă trecătoare și că lucrurile vor reveni la normal. Așa vreau să cred și exact cum a spus și Ion Marin mai devreme, cu sprijinul lor, dacă... Eu zic că o să fie bine. Sper să nu mai dureze foarte mult. Nu e ok ce se întâmplă, dar... Se poate spune, Ioana, că te enervează situația asta de la Dinamo? Pot să spun că mă enervează, dar îmi pare rău. Pentru că Dinamo nu cred că a fost niciodată cum este acum. Și îmi pare rău. Și... Dar eu zic că pe viitor va fi bine. Sper. O să treacă. Dacă ai fi fost băiat, ai fi făcut fotbal cu siguranță, nu? Cred că da. Nu te-ar fi lăsat, domnul Nurmailor, să stai doar lângă el pe bancă. Nu. Cu siguranță m-ar fi trimis pe teren. Ce post îți plăcea, ți-ar fi plăcut să joci? Cred că același post ca tata. Normal. Nepotul lui este portar, Iulian Nurmailor, fratele... Băiatul fratelui mai mic al tata este portar, are și o școală de fotbal în momentul de față. El a cărcat pe urmele fraților. A fost singurul dintre băieții din familie care a jucat fotbal. Dar de unde tradiția asta așa de a face toată lumea fotbal din această familie? Totuși sunt 6 din 7 bărbați, băieți din familia Nurmailor care au făcut sport de performanță. Le-a plăcut, ei au fost copii săraci, că și tata spunea că ei au fost săraci, ei n-au avut posibilități. Le-a plăcut sportul, le-a plăcut fotbalul, au avut ambiție. Au zis că ei vor să ajungă mari fotbaliști și uite că Dumnezeu le-a ajutat. Și au ajuns. Aceștia sunt, nu? Da. Vreau să-mi spui, Ioana, exact povestea, dar reală, pentru că tot citim articole peste tot și auzim așa, din gură în gură, povestea asta că frații Nurmailor au dat naștere poreclei câinii roșii. Este corect?
Da, este. Și spunem cum exact, pentru că unele, într-unele articole sau aud, citesc, veneau de la saună și erau roșii la față, alergau și la fel se înroșeau și de-aia le-a zis. Care e până la urmă povestea adevărată? Da, ei fiind sași, erau mai blonduți și se înroșeau, indiferent ce efort făceau, ei se înroșeau la față. Și în urma unui meci cu Rapid, în care Dinamo a ieșit învingătoare, după meci, luni aveau zi de refacere și se duceau la baia comunală, cum era pe atunci, la saună, la... și unul din rapidiști i-a zis lui tata și lui unchiulică, ce, bă, dar voi sunteți chiar câini, chiar așa să ne omorâți, să... câinii roșii sunteți. Și de atunci așa a rămas porecla câinii roșii, din cauza agresivităților pe teren și că se înroșeau, da. Și fiind și mai blonduți... Deci, practic, de la Nelu și de la Lica a pornit această poreclă și dată de un rapidist, culmea. Da, da. Da. Da, super. Și uite că e până acum această poreclă, da, până acum a ajuns. Dată oficial de tata, într-o festivitate la Dinamo, cu imnul compus de Ștefan Bănică Junior. Da. Acesta este adevăratul imn, compus de Ștefan Bănică Junior. Dar e ca o melodie, eu n-am nicio treabă, dar, adică nu am nicio preferință în fotbal, dar pur și simplu când auzi melodia, îți vine așa să dansezi, nu știu, e chiar ritmată. Da. Bine, și tatăl lui Ștefan Bănică Senior a copilărit cu tata și cu frații Nunvailer, adică s-au cunoscut. Și Ștefan Bănică este dinamovist. Da, exact. Prezent, știu că era prezent la toate meciurile lui Dinamo. Ne vedeam acolo în loje. Tu de știi cu el, nu? Da, da. Îl vedeam la meciuri. Uite ce atmosferă era. Da. Ducem lipsă acum. Ducem lipsă odată cu acest virus și ducem lipsă odată cu lipsa de performanțe. Și îți dădea și așa un sentiment de luptă. Suntem câini până la moarte adevărați. Adică numai când auzi, nu ai cum să intri în teren gândindu-te la că ai vers pe pereți. Nu știu, zic și eu. Da, pentru că ei jucau pentru onoare, nu pentru onoare, pentru performanță. Cum am spus și în materialul mai devreme, nu neapărat pentru partea financiară, cum se joacă acum. Acum am văzut că contează mai mult partea financiară decât performanța. Da, păi asta e, trăim într-o lume a materialității care nu știu cât de mult va mai dura. După cum vedeți, acest virus nu te întreabă, tu ești milionar sau ești sărac? Păi, nu, te iau oricum, intru în tine, nu-i problemă. Așa că nu mai contează exact dacă suntem cu materialitatea în viața noastră sau cu spiritualitatea. Cred că cel mai bine e să îmbinăm. Păi eu nu cred că dacă ai foarte mulți bani acum ești fericit, dar nici nu cred că dacă ești foarte sărac, dar ești tu bine așa cu tine, ești la fel foarte fericit. Echilibru, aia e, ca în viață, între material și spiritual. Da, balanța trebuie să fie... Tu ce faci, Ioana? Cu ce te ocupi? Momentan mă ocup cu o firmă de transport, care poartă numele tatălui. Serios? Da. Deci n-ai pus fica, n-ai pus numele tău, n-ai pus soțul, ai pus tatăl. Da. Bravo ție. Da. Și cum îți merge? E ok? Ok, da. Te afectează? Având condițiile cu COVID-ul, e ok. Da, păi asta zic, dacă te-a afectat perioada asta și pe tine sau ai avut vreo problemă. Ne-a afectat, dar nu atât de rău. E ok. Se poate și mai bine, dar... Da, exact. Știm că tatăl tău a jucat în Turcia, la Fenerbahçe. Ai prins și tu perioada aceea de deplasări la turci? Da, am prins-o, dar nu în vremea când el era jucător, pentru că nici nu eram născută atunci.
Tata a fost jucător în Turcia, undeva în 69-70. Am prins după Revoluție, din 90 până în 91-92, când am fost antrenor la Bursaspor. Și acolo am stat, efectiv am trăit acolo în Turcia, la Bursa. Am stat acolo. Câți ani? Un an jumate, doi, cam așa. Ai învățat să vorbești turcește? Da. Serios? Și n-ai uitat, nu? Nu. Mai ales că sunt fan serialele turcești. Le asculți fără subtitrare. Da. Nu vorbesc corect, nu. Să zic așa, turca de stradă. Deci mă înțeleg, mă descurc. Nu, n-am avut nici timpul necesar să învăț corect gramatical. Dar cât să mă descurc și să... Ia, frumos. Ai vreun regret în viața ta de până acum, Ioana? Cel mai mare regret, da. Că nu mai e tata. Ăsta este marele regret. Ai fi vrut să mai fie? Da, normal. Normal. Da. Ioana Niunweiler, îți mulțumim mult de tot pentru prezența la emisiune. Acestea sunt transmisiunile zilei de astăzi, 4 decembrie. Avem de la Campionatul European de Handbal meciuri, avem și din Liga 1, dar și partide internaționale de fotbal. Rămâneți alături de noi, suntem la curent cu toate sporturile, să spunem așa. Îți mulțumesc mult de tot, Ioana, încă o dată și mult succes în tot ceea ce mulțumesc faci. Mulțumesc la fel, mulțumesc. Cu mare drag, îți mulțumim și noi. Aici se încheie, doamnelor, domnilor, emisiunea. Sunt Gianina Iacob și ne revedem și mâine, tot aici, de la ora 16:30, cu o emisiune dedicată Campionatului European de Handbal, mai precis echipei naționale a României, care întâlnește mâine pe Polonia. Zi frumoasă, să aveți, pe curând! Yeah.